Bună ziua, bună ziua doamnelor și domnilor, bună ziua prieteni. Am luat ceva de la pufiță, da, ta-da! Ta-da! Surpriză! O stație de poliție. Vezi? Că iar și ai primit stație. Minte, vezi? Ai primit iar de la Neunel stație. Când ești cu minte, vezi că primești și tu ceva. Da, mami, stai să spun ceva. Nu, am văzut tu de asta stație, cum am eu un mine acum. Auzi, tu, Randa, nu vrei să-ți dau ăla de curățat? Uite cartoful, bă, ca de cartoful. Să-ți dau un ăla de curățătat cartof. Dar e dita mai micu. Păi nu merge cu cuțitul ăla așa mare, nu știu, în filmare. Prieten, stai să vă spun. Dă-mi de la, dacă zice, unde e, zice, caut. Prieten, vă spun ceva. Da, spune-ne, mă, uite, până caut eu speaker-ul la prieten. Hai. Prieten, cu tunița. Nu tăie cartofii, că le ține amintire. Ah. Nu le tăi de amintire. Că le ții de amintire. Da, bravo. O, ce vrei, să le arunc pe stradă? Să ni le faci să le mâncăm. Să le faci să mâncăm. Că dacă nu murim de foame aici. Mor de foame. Tu le ții de amintire. Le dai pulpe de la câine. De la câine? Doamne, ferește Leonardo, ce vorbe zici, de mă sperii. Ce ține amintire, mă? Mami, mai și când ai făcut TikTok-ul cu Randa aici, cu elele. Aha. Cu muzica de ele. Și mi-ai dat și tu inimioară acolo. Nu-mi dat. Mi-ai dat-o, nu? Ce-am dat? Bucătare, i-am dat o inimioară la Dumnezeu. Că l-am găsit pe TikTok. Și-am dat o inimioară. Da, ai găsit pe TikTok pe Dumnezeu? Da, și am dat o inimioară. Doamne ajută. Bă, buca. Nu ia, mă las. O ia? Da, a pus gura pe ea. O ia atunci dacă a pus gura pe ea. De ce stă la picioarele mele? Nu înțeleg. Ca să-ți ia papuca. Ai papuși noi? Nu, a lucrat de mine de când, de un an. Uite, tu ai aici la mine iar o pereche de papuși. Ai luat asară pe lanț, ai lăsat alți aici. Stai să spun de când. Aoleu. I-a căzut telecomanda. I-a căzut telecomanda de la trepied. Cum ai pornit? Ce face, mă, Bobiță? S-a schimbat vremea, că vrea să-l ducem și noi pe rider la baie. Acum unde să-l mai ducem? Dacă e răcoare. Da, schimb mai bine așa, uite, răcoare. Da. Mai bine. Am pus o lălă. Uite, poți să stai pe afară, vezi? Da, ieri, Doamne, n-am putut să ieșim. Dar bine că a dat Dumnezeu frigul. Bine că a dat frigul? Mami. Da, mami. Dacă e frig, eu de ce nu mai văd zăpada? Ia uite. Vrei zăpadă? Păi nu, stai să spun. Mă, Leonardo, n-a venit... N-am luat nici lemne și tu gata, vrei să vină zăpadă. Nu, stai să spun, n-am pus aia. Și ce? Când e așa pe răcoare, de ce nu se vede zăpada în cer? Ia uite. Păi da, da, acum nu e timpul de zăpadă acum. Da, și când e soare se vede așa. Da, destul așa pe tine. Nu, nu se vede. Nu e destul, mai curăță, doamna. Ajungele. Hai, hai. Hai, pune mașină. Lasă-mă ce-i cu el. Ia să vedem ce cartofi sunt ăștia de la sora mea, de la Dana, gustoși, așa buni. Ce au ăștia cu tine, Raider? Păi n-are voie să stea sumasă și acum pică părul de pe el când apărlește. Acum trebuia el spăla să o curățile. Da, uite, e frumos. Da. E câine lituan. Cum spunea Alex. Da, Alex i-a găsit numele. Rasa, mă, lui Bobiță, de unde e. Eu la mine l-aș băga în baie, dar nu am cadă de aia, știi că noi n-am mai pus cadă. Păi ce trebuie să-i cadă? Să ne ducem să spălăm câinele la tine. Îl pui așa și dai cu furtunul pe aia acolo, cu alea. A, pula, lăsa și o oră acolo, în apă. Tu ai Bobiță de aia acasă, cadă. N-are. În baia lui Nașa încă, da. Bagă câinele. Da, îi dau cu șamponul. Da, să vadă Anca că e bucat câine. E de aia cadă. Da? Hai la Anca în baie. Da, de aia cadă.
Da, ea are cadă, numai la ea este. La patrona nu mai are, au scos-o parte. Nici la el, nici la el. Nici la nașul Leo nu este. De când la nașul. Bagi în cabină la Leo acolo. Da, da. Am o idee! Păi și bunica mi-o are susol de la care bagi câinele. De la așa, o tăbiță rotundă. Da. Prin spate, prin față și pe aici. Da. Și după aia băgăm câinele, închidem cada și îi facem baie. Da, așa facem. Știi? Și lăsăm furtunul pe el, care are de agățat. De la agățat, știi? Sau îl băgăm... Dar de ce nu vizia? Păi te-a prins hoț, unde mergi cu atâtea lanțuri după tine? Mără... Unde mergi cu tunița, dar nu te duci la nuntă? Și când faci cartofi, pui bijuteriile pe tine? Nu stau eu fără inovesc, mi se pare că așa sunt obișnuită cu cercei. Trebuie să pui alea, acum agăți cercei. Ia. Nu, că știu eu. Leuțu, de ce? Leuțule nu mai sporți lanțul. Păi dă-mi mie. Nu mai îmi place. Dă-mi mie dacă vrei. Îl dau eu la copilul meu și gata. Eu îl port. L-am purtat și pe al meu. Da, ia. Așa, și gata, lasă la copilul meu. Dacă Leuțul face figuri și nu-i place, uite, stă la copilul meu. Aur, total. Auzi, ce zice mă dacă îi mai iau un lanț lui cutunița? Bogată, dar e. Ei mai iau unul, mă. Uite, să vezi că îi mai iau un lanț, mă. Dacă e bogată, dacă nu e... Și așa, ce să fac cu bani? Îi iau să aibă acolo, să fie blindată în aur. Dar numai să nu mi-o fură careva, bobiță. Să mi-o fură cu tot cu bijuterii. Păi stai. Păi tu nu bagi lanțurile în găleata aia? Da. Bine, zis, bobiță, să le băgăm acolo. Nu că-i bagă la șeif, are acolo. A, are ăla șeiful. Șeiful, nu știți voi copii, n-aveți voie să știți. Pune, ce șeif? Nu trebuie să spun ție. Păi și Leuțu de știe? Nu știe nici Leuțu. A, tu spui în camera aia din mijloc. Bă, știi unde am galbenii, mă? La Jianu, pitulați în pământ, mă. Dusem la Jianu asta. La noi, așa stă, la ai bătrâni, trebuie să-i lăsăm. Păi tu și câtea și fără Jianu, din ăla vei, cum era de mult. De o tonă. Mamă, nu-l spargi, nu-l spargi pe ăla nici cu bulbe excavator. Nici cu rang, da? Ia zi, bobobiță, ce faci? Vreau să știi cu tunița, mai vrei un lanț? Chiar m-a sunat ăla și m-a întrebat. Și s-a băgat în ușa. Dacă mai vreau. A, ia! Unde vezi că mi s-a băgat? Nu, dar... A, te-ai gândit, dacă... Au gustat. Mă, Leuțule, în loc să fac și eu cartofi... Dar știi cât de acum a făcut una? 3 milioane gram. Atâta s-a făcut? Da. Dă-i mă-n muște. Nu mușcă muștele, mamă. Nu pot să mușcăm și noi la răcoare așa, fără mușe. Să băm așteptat. Mă duc să pun am o stație Motorola de la Pușchiță. Bă, bobiță, chiar că meriți o stație de aia. Păi la RL4 ți-a adus Pușchița, mă. Hai să fim serioși. Ale mai bune stății pe care vorbeai de la tine de acasă până aici. Vorbeai cu Leuțu, da, i-ai dat una lui Leuțu, da, una lui Alex, da? I-ai dat și una lui Jianu. Păi dar eu... E, de ce nu mai funcționează alea? Aia nu înțeleg eu. Păi dar eu fac cu lecție, dar merg. A mea funcționează, lecție, dar ei le bagă în apă. Le bagă în apă, bravo, mă. Se le spală. Păi dar eu nu le bag în apă, mă. Păi și atunci de ce s-au ars? Nu s-au ars, dar merg. Nu. Și bor mașina ta, știi că ți-a băgat-o la rubine să o spală. De aia nu mai funcționează. Ai băgat-o, mă. Ca să o spun că era mizerie. Bravo. Și ai spălat-o, mă? Și curgea tot apă din ea și nu mai puteam să o șterg. Nu mai știam cum să șterg. Ce ți-i mai fac? A băgat-o la apă. O duc la Gianni. O mai duc la reparat. Aruncă, fă-i ce vrei, ia ta acum. Iată, o arunc la cină, o arunc în mașină, spar geamurile pe aici, tot. La fier duo. Bă, bucătare, de ce nu mai umbli și tu cu duo ta? Nu înțeleg. Păi hai să-ți spui de ce nu mai umblu, ca să înțelegi tu.
Eu plătesc degeaba asigurarea, las că am făcut contract pe un an de zile. Așa. Și pe fiecare lună dau 260 de lei sau 270 de lei. Așa. Și cu Duba nu mai am voie să car fier, înțelegi? Păi ce, că nu poți să treci granița. Păi nu poți să trec, că mă ia ISCTR eu acum, mă opresc ăștia de la garda, de mediu și ăsta. Și au zis că ne confiscă și dubele. Dar Jeanu cum umblă prin sat, eu nu știu ce șmecherie. Îți spun eu cu ce șmecherie are Jeanu. Îți spun eu de ce umblă Jeanu prin sat. Jeanu-i cu cocavelele lui, minte, umblă cu cioara vopsită după el. Face figuri Jeanu pe sate. Nu știu de unde le are, ce lipici are la... De unde are el șmecheriile lui? Nu știu, nu știu de unde le are. Bătrân le are de mult. Umblă cu cioara vopsită, cu figuri, cu alea, alea. Vezi? Are dreptate, Bobiță. Așa ar trebui să ne luăm și noi o cioară în mașină. Ea cum e neagră, o dăm cu vopsea pe ea roșii. Și o facem. Dar el cum umblă? Nu înțeleg. Eu cu voi, că eu și așa să am în cioară. Păi ce, tu ești cioară? Da. Și te vopsim pe tine cu tunița. Nebunul și asta. Eu nu înțeleg. Cum, Jeanu, ce șmecherie are? A, păi atunci să nu înțelegeți greșit dacă ați spus că eu am făcut-o pe soacră mea cioară. Care soacră? Că mă omoară soacră mea. Am zis gluma că așa e proverbul, umbli cu cioara vopsită. Cine e soacră ta? Cum, nu știi cine e soacră mea, mă? Maria. Maria, vezi că știi. Te omoară soacră. Da. A, ia părul de la soacră. Da, ia părut. Auzi, dar trebuie să întrebăm serios pe John. Mujini, ce ai tu de umbli pe sate și nu ne spui și nouă? Bucătare... Are autorizație. Bucătare, auzi. Vreau și eu să spun. Cine e nașul meu? Spune. Cine e nașul tău? Eu, mă. Rocco. Da. Și înainte de nu l-a găsit pe ăla, eu eram să te botez. Așa zicea patroana. Dar tu e nașul meu. Da. Și când erai mai mic, mi-așa îmi spuneai tu, nașule. Serios? Da, când erai mic cât el. Cum adică nașule? Atâta erai. Așa spuneai tu, nașule. Atâta. Ia câte că acum a început să plouă un pic așa, mamă, ce bine răcoare. Da, poșo. Trebuie să ne apară și mașina cu lemne. Când? Azi trebuie să-mi vină mașina. Am cumpărat un chir de ala de lemne, de alea micuțe, ce-ți place ție. Să umbli cu ele prin toată curtea. Ca să facem tank. Da, să faci tank, da, ce mă nebuneai tu cu alea, tank, tank. E, să vedeți acum toată curtea plină de ele. De ce? Am luat 10-15 tone cât are aia. Eu le strângeam, eu le aduceam înapoi. Da. Păi ca să facem tank, mă. M-am mâncat mușchile astea. E camionul cu lemnele. Ia uitați-le. Lăturoasele. Nu, nu. Are la Lamborghini, 100 de mili. Acum varsă? Da, varsă. Da, nu mai. Da. Cașcavalul cu tăniță, uită-te aici la cameră. Da, mă uitam la lemne aici, să văd. Ia uitați, prieteni, lemnii cum stau. Ia uitați, lăturoasele aici, acum stau. Lături! Eu sunt aici pe Corsa. Ce faci, bucătare? Salut, salut! Capitane, ce zice, mamă, câte din astea mici sunt aici! Ia uitați! Tu știi câte sunt micuți aici? Bucăți! Doamne, păi... Astea le micuțe, de cară bobițe pe toate! Bă, bobiță! Uite pe capitanul! Ia vino cu asta, vezi cum le iei pe asta, cu plasa, cum le cărăbi! De acolo faci vlog. Da. Cine-mi bagă de vină? Auzi cu tuță, prea mărunte. 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 Prea mărunte.
Ăsta doar arunci în sobiță. Da. Uite, l-ai luat? În sobiță. Da, uite, multe, a? Bucătare, auzi, a făcut o căsuță de lemne. Da. Bucătare, ce am? Uite cum e asta, uite. Ne mai trebuie... Ne mai trebuie nouă... Cum vrea să ne... Lemne. Lemne, că avem destul. Nu, mama, avem acum pentru tot neamul, bă, bobiță. Da. Bucătare, la ce lemne? La ce? Luăm un lemn de ăla mare, 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 no? Și facem un lup din el, gura lui, uh-huh. Îl tăiem cu drujba și după aia gata, am făcut pe lup. Da.